Nici nu mai știm precis exact. Mm-hmm. Prima dată am zis că plecăm, na, pentru un an, doi. Un an, doi. Avem, deci, sunt două chestii. Când suntem acasă în România, simțim, ne lipsește casa de dincolo, copilul, că este băiatul, copilul, băiatul care are 30 ceva de ani, familia, una alta, ne lipsește partea de acolo. Când suntem acolo, după un timp ne lipsește partea de aici. Partea de aici. Încercăm să... Părinți. Dar presupun că e și o chestie pozitivă în, deci, în toată pozitivă, treaba asta. Înțeles că noi gândim să fim. E mai cosmopolită așa viața, nu mai e da, acum nu mai completă. Este o problemă. Vedeți viața și din Italia, o vedeți și pe asta, și aveți casă și aici, și acolo, și... Da, normal, că da. Important este să fim sănătoși cu toți, că restul le sistemăm. Da, sănătatea în ultimul determină... Mișcarea. Vrem înainte, ce să normal, facem. Că da. Asta da. Este important. Păi cam asta e recomandarea, deci... Până la urmă ați fost mulțumiți, totul e ok. Totul contează foarte mult. Totul e bine, totul a fost. Părerea beneficiarului ca să putem, na, să ne dezvoltăm și noi că să mergem înainte. Că este cel mai chiar bun. Urez firmei un viitor mare. Mulțumim. Un viitor mare. Este important. Și după și aceea pasaparola. Și noi ne dorim clienți ca dumneavoastră. Păi, da. Eu cred că și pasaparola. Că dacă o persoană este serioasă una și alta, eu normal că nu fac decât să spună, da, știți, și băieți am avut la lucru, dar cine este firma? Este Grădar Dragomir din Galați.